a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Amin. Dorim să mulțumim Domnului că i-a ajutat să fim în locul acesta prin îndurarea Lui, măcar că lupte au fost, măcar că vrășmașul a dovedit împotrivire, dar îi mulțumim Lui Dumnezeu că ne-a ajutat să fim aici prin îndurarea Lui, lăudat să fie în numele Domnului. Amin. M-am uitat așa și ieri, parcă deosebit de alți ani, Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit, Dumnezeu a întărit frații, a întărit pe cei ce au lucrat și au făcut lucrarea Lui și mulțumim Domnului pentru aceasta. Vreau să vă spun așa ca o, nu consider ca o ploaie târzie, dar ca, măcar ca o rouă așa pentru un pământ uscat. În iarna ce a trecut, cu ajutorul Domnului, am făcut stăruință după Duhul Sfânt și în celălalt an am făcut, cu ajutorul lui Dumnezeu, ieșiți așa din multe lupte, din multe probleme, loviți de oameni dintr-o parte și din alta și de cei de, din organizație și de ăștia alți care zic că merg pe calea îngustă. Și am avut o lucrare în celălalt an și spunea Duhul Sfânt că am așa o îngrijorare pe linia aceasta și Dumnezeu a promis că va lucra și o lucra. Slăvit să fie numele Domnului. În anul acesta care a trecut, s-a făcut această lucrare și venea la noi la stăruință o femeie care pe drum mergând a pus semnul acesta înaintea lui Dumnezeu și a zis: Doamne, dacă primesc Duhul Sfânt în seara asta, eu rămân aici în adunarea asta. Nu a știut nimeni de toată problema aceasta, lupta era mare la stăruință și totuși Dumnezeu, care a auzit-o, care i-a cunoscut gândul și dorința, în seara aceea a botezat-o cu Duhul Sfânt și astăzi este în adunare și slăvim pe Dumnezeu. Aș vrea să spun așa lucruri pe care în vremea asta le întâlnim și care așa pe ascuns, mai pe față, lucrurile afectează, se duc departe, sunt oameni care alunecă în tot felul de stări, să vorbea aici de bere fără alcool. Am avut discuții pe linia asta cu unul și cu altul și am întrebat pe cineva la urma urmei de ce vrei să se cheme bere. Nu cumva vrei să-ți minți conștiința, nu cumva în inima ta există ceva și când te uiți așa că scrie bere să fie firea mulțumită? I-am zis: bea apă, omule, bea suc, bea altceva, deci nu te încurca cu astfel de lucruri. Da, dar e fără alcool. Bineînțeles că într-o zi firea ta o să vrea cu alcool. Asta te asigur? Și vreau să spun un lucru mai grav. De exemplu, se descoperă foarte mulți pocăiți cu legământ încheiat, cu ani de zile de pocăință, că consumă în vremea asta foarte mulți distruguri. Și îi trag, îi fără alcool, frate, e ca un suc. Ei, despre sucul ăsta, Nosia, scrie că are așa putere să iei în mințile omului. Știți că scrie? Îmi spunea cineva odată, zice, dar dacă storci, mănânci un strugure, de exemplu, și același strugure l-ai stoarce într-un pahar și l-ai bea, nu-i tot aceea. Strugurile, substanța pe care o are vinul sau mustul în el, ăla o are nu știu cât la sută și restul e fruct. Nu? De exemplu, dacă pui în prăjituri esență de rom, de ce nu-ți permiți să zici: lasă nevastă, nu mai pune esența de rom în prăjituri, bea o sticlă de esență de rom și mănânc câteva prăjituri și treaba e în regulă. E posibil să și mori? Nu? Și vreau să spun, frați și surori, îi dovedi dacă vreți că mustul are același efect în organismul omului ca și vinul, afară de faptul că nu te amețește de cap. Dar are același efect? În Osea scrie clar: vinul, mustul și curvia iau mințile omului.
Și eu vreau să spun în ziua aceasta, scrie în Scripturi, de exemplu la nașterea lui Samson spune Biblia că îngerul i-a spus femeii lui Manoah în Arie acolo și i-a zis să păzească anumite lucruri și acolo s-o mers până atât de departe încât s-a zis nici struguri să nu se mănânce. Scrie sau nu scrie? Da. Și când a venit Manoah, când a vrut a doua oară să audă, a zis, dacă lucrarea asta e de la Dumnezeu, să mai vii odată omul la țila și a mai venit odată. De data asta a stat de vorbă cu el și i-a spus, spune femeii să țină cu strictețe ceea ce i-am spus. Despre Ioan Botezătorul a zis, copilul acesta nu va bea nici vin, nici băutură tare, ci se va umplea de Duhul Sfânt din pântecele mamei lui și va fi mare în Israel. Amin. Domnul Iisus avea să spună despre el mai târziu, cel mai mare proroc care s-a născut din femeie pe fața pământului. Aleluia. În Efeseni scrie, nu vă îmbătați de vin, aceasta este de străbălare, ci din potrivă fiți plini de Duh. Personal am intrat în țară într-o adunare unde să bea must de struguri în cantități industriale. Toată adunarea aveau beciurile pline de sticle de must și spuneau, bem must, e fără alcool. Erau oameni voioși, oameni cu glume pe ei, oameni bine dispuși. Când intrai în adunare, era atmosferă de peșteră. În ceea ce privește lucrarea Duhului Sfânt, era totul mort. Nu se poate și pe una și pe alta să le poți mulțumi. O zis, dimpotrivă, va fi plin de Duh. Cine se încurcă cu mustul să nu creadă și să nu își înșele inima că în același timp vei putea fi plin de Duh. Ce vreau să vă spun în ziua aceasta, asta e metoda de a te juca cu puiul de șarpe. Și cu berea fără alcool și cu must. Puiul de șarpe o să crească. Firea ta nu o să fie mulțumită. Cunosc cazuri, e în cazuri de oameni care au intrat pe panta asta și în cele din urmă au băut cu alcool. În cele din urmă au ajuns să cadă în lucruri grele. Și zic, Dumnezeu să ne ajute, frați și surori, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului. Ține minte, în inima, în mintea ta există acolo o rană, o cicatrice, există un microb care vrei să-L mulțumești cu lucruri de felul acesta. Domnul să ne ajute să ne curățim în toate lucrurile și să ne sfințim viața și să putem merge în felul acesta pe calea lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute la aceasta. Ar vrea să spun așa, văd vremea asta pe care o trăim, de la vârsta de 27 de ani sunt în lupta asta. Cunosc așa ce se întâmplă în cultul pentecostal, cunosc felul cum se lucrează, cunosc toate lucrurile. Teama pe care o am în ultima vreme este că am ajuns să intru așa printre frați care zic că merg pe calea îngustă și lucruri pe care le descoper aici nu-mi vine să cred, stări pe care le descoper nu-mi vine să cred. Felul cum se trăiește în unele familii și în unele situații, nu-mi vine să cred că oamenii ăștia sunt pe calea îngustă. Și vreau să spun în ziua aceasta, e nevoie ca fiecare din noi să ne reevaluăm viața, slujba, lucrarea și să vedem pe unde suntem și cei cu noi și cei cu viața noastră. Doamne, ajută-ne. Spunea Laurențiu Purice cândva, avea discuții cu unul cu altul și cei de la fără cult spunea, vină la noi, că la noi așa, că la noi calea îngustă, că la noi așa. Ăștia la alt spuneau, la noi adevărul. Și Laurențiu spunea o vorbă, stați liniștiți, că sunt dragi și cu cult și fără cult. Peste tot unde nu-i seriozitate, unde nu-i curăție de inimă, unde nu-i sinceritate, vrășmașul își face lucrarea într-o formă sau alta. Și vreau să spun în ziua aceasta, e nevoie să ne întoarcem la o curăție de inimă. Amin. E nevoie să ne cercetăm viața, nu în fața fraților, nu în fața unei organizații, ci în fața lui Dumnezeu care știe cine ești, ce ai fost și ce vei fi, ce ai făcut, ce faci și ce vei face în anii care urmează. În fața unui astfel de Dumnezeu noi stăm.
Și Domnul să ne ajute să ne cercetăm viața. Mă gândesc așa că ne aflăm așa într-o luptă și învălmășeala e de la o zi la alta tot mai mare și apar mereu lumini și mereu oameni care susțin, mi-a descoperit Domnul, mi-a spus un înger, am avut un vis, un sol a Domnului, mi-a spus într-o noapte și ne scot lumini și tot ne spun, de exemplu, la nivel de țară e foarte mare problemă cu asta, cu sabatul. Auzi oameni care le-au spus Domnul, le-au spus un înger, au avut un vis că trebuie să păzească sabatul. Ne aflăm într-o luptă și într-o învălmășeală și de multe ori nu se cunoaște direcția și unde trebuie să o luăm și ce trebuie să facem și vin câte unii și ne spun, mi-au spus Domnul, mi-au spus un înger, noi trebuie să păzim sabatul, de asta nu merge treaba bine. Întrebarea se pune. După 20-30 de ani de pocăință, când erai în dragostea din tâi, când Dumnezeu te-a botezat cu Duhul Sfânt, nu ți-a spus nimeni că trebuie să păzești sabatul. Și după 30 de ani de pocăință, vii și minți și spui că Domnul ți-a spus să păzești sabatul. Asta știi ce înseamnă? Exact așa cum ți-ai luat un costum nou de haine și de la bunicul care a trăit acum 100 de ani, ai un petic de așa, și ca să fii de cinste, îl coși pe hainele noi și spui asta trebuie împlinit, asta trebuie trăit acum, ca să arăți bine. Avem versete în Scriptură care zic clar și deslușit, Hristos este sfârșitul legii. Amin. Laudat să fie numele Domnului. Amin. Aș vrea să citesc din Evrei cuvântul lui Dumnezeu care ne arată cam ce fel de sabat ar trebui să împlinim noi în vremea asta și să trăim. Și culmea este că unii se întorc înapoi la lege. Spune Biblia că legea a fost un îndrumar spre Hristos, dar nu spune Scriptura că Hristos e un îndrumar spre lege. Și Biblia zice legea a fost un îndrumător spre Hristos, dar când a venit Hristos, îndrumarul ăsta s-a terminat. Și spune Biblia așa, capitolul 4 din Evrei zice așa, să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din noi să nu se pomenească venit prea târziu. Căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic pentru că n-au găsit credință la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea, măcar că lucrările lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii. Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua șaptea, Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea de toate lucrările lui. Și aici este zis iarăși, nu vor intra în odihna mea. Deci, fiindcă rămâne să intri unii în odihna aceasta și pentru că cei cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea din pricina neascultării lor, el hotărăște din nou zi astăzi, zicând în David după atâta vreme, cum s-a spus mai sus, astăzi, dacă auziți glasul lui, aleluia, nu vă împetriți inimile, căci dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu, fiindcă cine intră în odihna lui se odihnește și el de lucrările lui, după cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. În Noul Testament este scris în Evanghelie că Domnul Iisus a venit să aducă o odihnă pe care nu a putut-o da Iosua, pe care nu a putut-o da Moise, legea și alte organizații de pe pământul acesta, ci Domnul a venit și a zis, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o odihnă pentru sufletele voastre, lăudați să fie numele Domnului. Aici spunea în Evrei că oricine vine la El, se întoarce la El, se odihnește și el de lucrările lui după cum Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea. Vreau să spun, frați și surori, noi suntem chemați la un
sabat veșnic. Amin. Nu intrăm ca evrei odată pe săptămână și ieșim și iar intrăm și iar ieșim. Unii până acolo i-au dus capul că trebuie sărbătorită și sărbătoarea corturilor. Mâine, poi mâine facem în curtea adunării un altar de aur și mai aducem jertfe și ne întoarcem înapoi de unde am plecat, de unde au plecat alții, că noi nici n-am fost niciodată pe acolo. Înțeleg după Scripturi când m-am întors la El real, adevărat. Și asta nu-i poveste, asta am simțit personal și ai simțit. Dumnezeu mi-a ridicat povara păcatului și am intrat în odihna Lui. De trăiesc pocăința în toate zilele vieții mele, în fiecare zi sunt sabat. În fiecare zi sunt odihna Lui, în fiecare zi sunt intrat pe calea Lui. Lăudat să fie numele Domnului. Spuneam cândva într-o adunare, mă mir de pocăiții care să mai chinuie, să mai prindă câte o sărbătoare cu ortodoxii. Nu mai auz, am intrat într-o adunare și au zis, noi astăzi sărbătorim înălțarea, zic, de unde o aveți? Și vreau să spun, Dumnezeu din cer să ne ajute să trăim în felul acesta, în odihna Lui. Amin. N-am timp de sărbători cu păgânii. La mine toată ziua e sărbătoare de trăiesc pocăința. Amin. Toată ziua sunt sabat de trăiesc adevărul. Amin. Toată ziua simt că sunt odihna Lui de împlinesc ce-i scris. Lăuda să fie numele Domnului. N-am timp de colinz, n-am timp de Crăciun, n-am timp de Paș, n-am timp împreună cu păgânii și cu oamenii care au luat-o la vale, nu! Vreau să mă țin de sărbătoarea Lui. Amin. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Îmi spunea cineva, o zis un om îmbrăcat frumos, într-o noapte a venit și mi-a spus că trebuie să păzesc sabatul. Am zis, poate era Satana. Poate era Satana. Pocăiții nu știu să se îmbrace frumos, dar Satana știe să se îmbrace frumos. Așa este. Scrie, nu-i de mirare că Satana se preface în înger de lumină și slujitorii lui în slujitori ai neprihănirii, că toate rătăcirile din creștinism așa au venit. O zis, a venit un înger și mi-a spus, am avut un vis, am avut o vedenie și lucrurile nu potrivesc cu ceea ce-i scris. Pavel a vorbit cu atâta tărie și a zis, chiar un înger din cer dacă vine. O zis, oricine ar veni cu altă evanghelie, cu altă direcție, să fie anatema. Nu? Unii cred că îngerii au puterea să schimbe ceea ce e scris în Biblie. Știți ce a zis prorocul de la Betel de acolo când a venit și a vestit? Ăsta din Iuda că la dormea acasă și o zis, și eu sunt proroc ca tine, da? Sunt concediu. O zis, și eu sunt proroc ca tine și o zis, un înger a venit și mi-a spus, adică să modificăm ce o zis Dumnezeu, l-a costat? Da, viața. Viața. E posibil să coste viața? Eu vreau să spun că cunosc anumite cazuri la nivel de țară, nu știu în străinătate cum stau lucrurile. Dar oamenii care au luat-o pe panta asta cu sabatul au ajuns departe. Departe, departe. Că Dumnezeu nu ne-a chemat să zidim lucruri care au fost odată dărâmate, care au fost odată desfințate. Ci Dumnezeu ne-a chemat să zidim ceea ce ne-a zis prin cuvânt și să nu ieșim din ceea ce este scris și Domnul mărire, să ne ajute Domnul, la aceasta. Amin. Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Un alt lucru pe care, să zic așa, în vremea asta e multă luptă pe linia asta. De exemplu, în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 19, avem împrejurarea în care Apostolul Pavel vine din părțile de sus ale Asiei, spune cuvântul lui Dumnezeu și ajunge până la Efes. Și zice aici așa, Pavel, când era Apollo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns, nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați, le-a zis el. Și ei au răspuns, cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței. Și spunea norodului să creadă în cel ce venea, adică în Isus,
Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei, vorbeau în alte limbi, proroceau, erau cam 12 bărbați. Așa că deodată ce aud, îți stă mintea în loc. S-a spus, s-a bătut moneda, se bate mereu și necesar, cuvântul, dar știți că unii cu cuvântul și cu Biblia în mână ajung unde nu trebuie? Biblia zice de oameni care au boala cercetărilor fără rost, răstălmăcesc scripturile și pe celelalte scripturi spre ierarea lor. Unii zic, am ținut cuvântul, toată ziua am citit în cuvânt, da, dacă nu ții inima curată și nu ești sincer cu cuvântul în mână, te duce în râpă. Nu? Și am auzit ipoteza asta, chiar te blochezi când auzi. Și foarte mult susțin că Pavel i-a mai dat odată botezul în Fapte 19 la cei din Efes. No. Da, am auzit. Cred că Pavel i-a mai botezat odată. Dar zic, botezul pe care l-au luat oamenii ăștia, ce-i cu el? Nu, că ăla era botezul pocăință, adică Pavel i-a dat botezul nepocăinței, ăsta i-a dat botezul pocăinței, ăsta l-a învârtit foaia invers. Cum se înțelege asta? Și-l găsim pe Pavel în Scriptură, într-una din epistole, el zice, dacă ar fi zis un altul, dar el zice, un singur Dumnezeu, o singură credință și un singur botez. Amin. Dacă eram noi acolo, strigam Pavel în gura mare, cum? La ăsta, la Efes, le-ai dat a doua oară botezul și acum tu spui că un singur botez? Nu te contrazici singur, nu le învârți, de nici tu nu mai știi pe unde le scoți. Cum adică să înțelegi că Pavel le-a mai dat odată botezul? Există grupare în țară, destul de mărișoară, oameni care spun, o luat odată botezul în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și acum spun exact ce vă spuneam mai înainte, vedem că e învălmășeală, vedem că nu merge treaba. Și unii vin și ne spun, mai trebuie să luăm odată botezul, că n-am luat bine botezul, trebuie luat în numele lui Iisus, numai în numele lui Iisus. În care Scriptură scrie că Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au fost despărțiți vreodată în lucrarea lor? Niciodată. Spune în Geneza, o zis Duhul lui Dumnezeu să plimba pe deasupra apelor. Era întuneric și Dumnezeu a făcut lucrarea, Duhul Sfânt a adus-o la îndeplinire și când l-a făcut pe om, zice acolo mărturie care stă în picioare, o zis, haidem să facem om după chipul și asemănarea noastră. Că atunci când Iisus a zis între farisei și cărturari, eram înainte de Avram, o zis un adevăr. El era înainte de Avram. El era cu Dumnezeu Tatăl, cu Duhul Sfânt la facerea lumii. Lăudat să fie numele Domnului. Una a fost în lucrarea lor pe toată perioada Vechiului Testament. Avem de acolo scoase câteodată informații care pun în lumină și spune Biblia despre Moise. Că evreii țin de legea lui Moise, de Iisus nici nu vor să audă. Și spune acolo că Moise ăsta o socotit că ocara lui Hristos, de unde? O zis, era mai mare decât bogățiile Egiptului și decât tot ceea ce... Ocara asta, dorința asta de a suferi cu poporul lui Dumnezeu, de a fi lângă planul lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu, în planul hotărât mai dinainte de facerea lumii, l-a făcut să părăsească Egiptul, să părăsească pozițiile pe care le avea acolo, toate plăcerile, totul, să lase totul. Și a considerat că ocara lui Hristos e mai de preț decât tot ce oferă Egiptul atunci. Lăudat să fie numele Amin. Domnului. În toată lucrarea Vechiului Testament, Iisus, Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt au fost una în lucrarea lor. Lăudat să fie numele Domnului. Zice Dumnezeu în Isaia, care Dumnezeu a făcut prorocii ca mine și le-a împlinit? Le-a împlinit? Duhul Sfânt le-a împlinit, Iisus le-a împlinit. În toată Evanghelia spune așa, trebuie să împlinim tot ce este scris. Lăudat să fie numele Domnului. Vine Ioan în epistolă și ne spune, trei sunt care mărturisesc în cer. Și ăștia sunt una în mărturisirea și în lucrarea lor. Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt, lăudat să fie numele Domnului. Ioan în Evanghelie ne va spune, Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am văzut în el slava ca singurul născut din Tatăl. Lăudat să fie numele Domnului.
Ăștia trei au fost una în lucrarea lor, sunt și vor fi una în lucrarea lor până la capăt. Amin. Întrebarea se pune, de unde pot frații să-i despartă? Zice, noi trebuie să luăm botezul în numele lui Iisus, că nu-i valabil în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Dar Iisus a zis în Evanghelia după Marcu, botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, că Iisus nu a venit să contrazică ce a zis Tatăl, ci a venit să împlinească, să păzească, lăudat să fie numele Domnului. Am auzit o explicație cu privire la că în Evanghelie, în câteva locuri, să spune, de exemplu, chiar Petru în ziua de Rusalii, după ziua de Rusalii, zice, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus pe iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Și aici, în fapte 19, se spune că au fost botezați în numele lui Iisus. Am auzit o explicație, nu că spun acum ce s-a spus undeva și redau, dar în ziua aceea am cunoscut că e o călăuzire directă de la Dumnezeu în ceea ce s-a vorbit pe linia asta. Eram într-o adunare și acolo în adunare a venit o femeie în vârstă cu o fată de-a ei care a adus-o cu mașina, fiind distanța mai mare, fata nu s-a întors acasă, fata era de la Brahamiș, dacă nu greșesc, de la cei care se botează încă o dată în numele lui Iisus. Deci au avut odată botezul luat și s-au mai botezat odată că trebuie în numele lui Iisus. Și fata a rămas în adunare până s-o termina slujba la amiază ca să-și poată lua mama să plece acasă. De la capătul celălalt de țară, în aceeași zi, a venit un frate care nu sta nimeni de vorbă cu el, nu știa cine-i. Eu cunoșteam familia respectivă, dar nu erau mulți în adunare care să cunoască problema asta. Și fratele ăsta intră pe linia asta și predică și zice, de ce au zis apostolii și ucenicii Domnului mereu în câteva locuri în Biblie, botezați în numele lui Iisus? Și spunea respectivul, o zis, evreii credeau în Dumnezeu Tatăl, credeau în Duhul Sfânt, dar nu credeau în Iisus. Și apostolii, ei propovăduiau pe Iisus și mereu spuneau, în numele lui Iisus. Asta a fost explicația. Am cunoscut că a fost o călăuzire specială de la Dumnezeu, că fata asta care stătea în adunare cu privirea ridicată și nu, că nu-i pasă de nimic, o pleca capul în pământ când Dumnezeu a lăsat o lumină de sus. Deci realitatea nu este că trebuie să ne mai botezăm odată. Nu. Realitatea este trebuie să ne fi botezat odată și de atunci încoace să credem, să trăim și să împlinim. Amin. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Mai există, cunosc situații, să spunem așa, în țară de oameni care au luat-o așa pe o cale îngustă și la noi calea îngustă și așa mai departe și au luat pe cei care au luat botezul, de exemplu, la bazin și au mai botezat odată că au zis nu-i valabil botezul ăsta, ci mai trebuie odată că nu-i după Biblie. Am avut discuții cu astfel de oameni și am discutat, să spunem așa, chiar în casă la noi într-o situație și au zis, nu-i cum e scris. I-am zis, frate, dacă vrei cum e scris, înseamnă că toți oamenii care au luat botezul în România, în toate râurile din România și din toate bazinele din România, toate s-au anulat și niciunul nu-i valabil. I-am zis, nu scrie în Biblie că poți să iei botezul în apa Bistriței. Scrie? Da, scrie în Biblie că aia care o lua botezul, lua botezul în Iordan. Deci îi anulăm pe toți, dăm la nivel de țară un anunț și spunem toți care s-au botezat în apă, pe aici, pe aici, nu scrie nicăieri în Biblie de asta. Și mergem la Iordan să ne botezăm să fie valabil. Dar de fapt, ideea principală a botezului nu e asta. Nu e asta. Este posibil și sunt oameni care au luat botezul chiar în Iordan și s-au pierdut. Că avea dreptate într-o oarecare măsură când zicea Naaman sirianul, ce apă asta? Tulburi, vai de capul ei, dar sunt râuri mai bune la mine în țară. Nu scrie nicăieri în Scriptură că apa poate spăla păcatele și de asta trebuie să fie într-un fel sau altul. În cele 10 valuri de prigoană în Imperiul Roman, creștinii au luat
botezul prin grop, prin butoaie, prin pivnițe, prin pe unde a apucat. În vremea Ceaușescului cunoaștem cazuri, să spunem așa, în orașul Suceava erau urmăriți frații la cadă în bloc, urmăriți de securitate, oameni care au rămas pocăiți până la moarte. Aleluia! Nu suntem de acord cu botezurile inventate. Să-i torni o cană de apă în cap și să-l declari botezat. Spunea un derbedeu de pe la București că s-a dus într-o localitate undeva în țară și-a vestit Evanghelia și i-a tras lângă o pompă și cu un furtun o boteza jumătate de sat. Nu! Biblia îmi spune că botezul trebuie să fie să te scufunde. Și dacă e cugetul curat și dacă e inima curată, semnifică înaintea lui Dumnezeu și în fața tuturor îngroparea omului vechi. Și învierea la o viață nouă. Lăudat să fie numele Domnului. Poți să-l bagi în apă sfințită adusă din Israel, de unde vrei. De nu inima curată, de nu-i dorință sinceră de pocăință, nimic nu se întâmplă. Că Petru ne spune în epistola sa, icoana asta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul. Care nu e o curăție de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat în fața multor martori și în fața lui Dumnezeu care știe și cunoaște. Domnul să ne ajute să putem ține așa. Amin. Personal îți de acord cu botezurile la apă, dar nu-s de acord cu frații care cred că asta e mare neprihănire. Nu-s de acord. Când îi vezi că se despart de la o treabă din asta, că unul are botezul în bazin, unul în apă, gata, să despart, nu mai mergem împreună. Alții să despart de la cină, unul vrea seara, unul dimineața, gata, să despart. Unde scrie în Biblie, fii atent la ce oră e cină? Biblia îmi spune, fii atent cum ei. Cum ei. Că vei fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Scrie așa? Da. Amin. Nu scrie la ce oră. Mai facem o grupare, dacă vreți. De aici, de pe Țibleș pornim. Apostolul Pavel, în Faptele Apostolului, la învierea lui Eutih, le-a dat cina undeva pe la 1-2 dimineața. Și spunem, cine o lua cina acum seara, cine o lua la amiază, nimic nu-i valabil. Cine nu vine după noi să iei cina la 2 dimineața, cum a făcut Pavel, că ăsta e apostolul neamurilor. Și mai facem o grupare și ne mai ducem și noi pe unde ne taie capul. Vorbește, Doamne. Dar eu vreau să spun că omul sincer cunoaște glasul păstorului. Aleluia. Și când i-a vorbit, rămâne în picioare și i-a vorbit. Amin. O să-ți băgați de seamă să nu vă pune cineva cu filozofia după datina oamenilor. M-a durut când s-a spus aici că teologii care fac la teologie nu le pot sta în față. Nu-i adevărat. Oamenii aceștia au capacitate intelectuală, dar nu-l au pe Dumnezeu, exact ca în țara Canaanului, când i-au văzut pe ăștia de 3 metri. Dar Iosua și Caleb, cu inima curată, au zis, noi avem pe Dumnezeu! Aleluia! Ăștia n-au pe nimeni! Și Dumnezeu îi va da în mâinile noastre, lăudat să fie numele Domnului. De ce atâta frică? Am stat în fața la cei mai mari păstori din zonă și le-am pus întrebări. Și unii au plecat capul și au muțit. Vorbește, că Evanghelia asta nu o poți să învârti cum vrei. Aleluia. Asta rămâne și pentru împărați și pentru sluți. Amin. Și-a zis Dumnezeu, apostolul Pavel, a zis în Scripturi, Dumnezeu va judeca lumea după Evanghelia asta. Amin. Slăvit să fie numele Domnului. De ce să te temi dacă ai viață trăită, om cu o casă de copii, care lupți, care postești, care plângi, să tremuri în, tremuri în fața unor destrăbălați care stau la plajă? Nu ne teme. Mi-a zis într-o zi, acolo era forul de conducere, la soborul, acolo eram în gabata, în camera pardosită cu pietre și toți dădeau cu pietre. Și mi-a zis, nu recunoști pe ăsta care e mai mare aici? Și am zis, n-am înțeles cine e omul ăsta mai mare aici. Zic, până și statutul vostru spune că cel mai mare pe țara asta, o zis, un egal între egal, dar asta e o viclenie.
Am zis, cine vă credeți așa de mari? Ce grade? Zic, ăsta e oaie ca și mine dacă e oaie. Și dacă nu o fi lup? Nu? Ăsta e oaie ca și mine? Ce vă credeți așa de mari și așa nu vă mai puteți da jos de unde v-ați urcat? Nu? De ce să te temi? De Iisus. Dumnezeu. Spune Biblia, în dragoste adevărată nu există frică. Amin. Ăsta e secretul lui Iosua și lui Caleb, care au venit din țara Canaanului. M-am tot întrebat, ce au avut oamenii ăștia? Au văzut aceeași țară, au văzut aceiași oameni, aceleași cetăți? Și până la un loc au vorbit toți la un fel, au zis, da, într-adevăr, într-adevăr, țara e așa cum a zis Dumnezeu, exact cum ai spunea, fraților, raiul e așa cum zice în Biblie, dar noi n-avem nicio șansă să ajungem acolo, luptele o să fie așa de mari, greutățile așa de mari, așa de greu va fi încât toți vom cădea, puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot, n-avem nicio șansă, fecioarele au ațăpit toate, n-avem nicio șansă să fie așa? Nu. Nu. Nu e așa? Ce-au avut cei doi de-o putut să vorbească în felul acesta? Ei n-au văzut aceiași oameni? Inima curată, credință. Caleb spunea după 40 de ani, am adus știri. Cum mă învăța inima mea curată? De asta au putut vorbi așa. De ce nu pot astăzi unii să vorbească? De exemplu, am fost cu ceva timp în urmă, nu știu exact, ca să nu spun o minciună. Am avut o prorocie și spunea prorocia respectivă, vei fi chemat să semnezi un angajament. Și dacă vei semna angajamentul acesta pentru tine, asta va însemna lepădare de credință. Aproximativ o lună, nu știu, îmi vine o scrisoare de la centru și îmi spune cu deosebit respect și cu deosebită dragoste, vă invităm să semnați angajamentul slujitor, solemn al slujitorului ca să fiți recunoscuți ca slujitor în cadrul cultului nostru. Am făcut rost de hârtia asta să văd ce scrie pe ea. Și acolo scrie, mă angajez să respect statutul care calcă Biblia în picioare în proporții de peste 70%. Mă angajez să respect conducerea care e formată din oameni de toate culorile și de toate direcțiile. Mă angajez să fac una și alta și am strigat, nu mă mai angajez. Aleluia. M-am angajat odată în apa botezului, la vârsta de 19 ani, cam să păzesc cuvântul Domnului și că voi umbla pe calea asta până la sfârșit și nu mă mai angajez. Asta m-a costat în ochii oamenilor, în toată zona să strigă, ai văzut ce-a făcut, ce-a făcut lui ăsta, acu' i-a venit de hac. Am avut în primăvară o problemă undeva într-un sat, în satul natal unde m-am născut. M-am dus să ajut, era o problemă acolo cu casa de rugăciune și m-am implicat să ajut să cumpărăm o casă de rugăciune, frață, nu se mai puteau aduna acolo, erau amenințați, erau probleme foarte mari acolo și mă trezesc cu omul cu care m-am prins să ne luptăm, să facem, să cumpărăm o casă și să mutăm adunarea de acolo, că el vrea să cumpere adunarea pe nu știu ce păstor, pe nu știu ce prezbiter, pe nu știu ce, pe cultul pentecostal. Și i-am zis, prostia asta nu mai fac. Eu am muncit pentru o casă de rugăciune și într-o zi ne-o scos în stradă. Dacă la cei de la cultul pentecostal și la păstori le trebuie adunări, să vie aici cu roaba, cu betoniera, să construiască, să muncească și după aia să o treacă pe ei, nicio problemă. Nevasta fratelui, cu batică în față de la dezidenți, m-a înregistrat pe telefon și a doua zi m-a vândut în Suceava la centru. După 2-3 zile îmi vine fulger scrisoarea acasă și îmi spune, asta hotărârea am luat pentru poziția pe care o ai, asta am făcut. Personal, cu privire la lucrările pe care le-am avut de multă vreme, aș vrea să-mi duc drumul și calea pe acolo pe unde o hotărâ Dumnezeu. Amin. Nu vreau să mă mai uit la unul și la altul, să mai bag în seamă pe nu știu care și pe nu știu care, ci aș vrea să-mi duc drumul și calea pe acolo pe unde o hotărâ Dumnezeu. Amin. Și să pot asculta de Dumnezeu și să pot face voia lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute. Amin. La aceasta. Au fost oameni care m-au acuzat, au zis, trebuia să te duci să semnezi, trebuia să faci. Mi-aduc aminte de cei de la Cernăuți.
ce simplu li se punea problema în față. Și acum spun una care e adevărat, o să doară, o să se audă. M-am tot întrebat, cunosc bărbați în țara asta care cândva au avut o cale curată, o cale adevărată, o învățătură sănătoasă. Și aceiași bărbați la ora actuală îți spun lucrurile pe invers, că invers, că nu e așa, că nu e chiar așa. Și m-am întrebat de ce nu mai pot vorbi oamenii ăștia adevărul. De ce? Pentru că au făcut legământ cu oamenii și au jurat că vor respecta lucrurile care se abade la Evanghelie. Și pentru că le vin salariile și în momentul când ai vorbit adevărul, riști să rămâi pe drumuri. Pentru asta. Da, Doamne. Pentru asta. Și vreau să spun, frați și surori, Dumnezeu să ne ajute. Amin. Nu contează într-un fel sau altul ce zic unii și ce zic alții. Spuneam că m-au acuzat oameni și au zis, trebuia să semnezi, trebuia să te faci că semnezi. Așa au fost la Cernăuți. I-au adunat și au zis, cine nu se leapădă de pocăință, cine nu-și botează copiii la preot ortodox din sat, că la vremea aceea printre prigonitori era și preotul, el dădea sentința, cât zicea popa, atâta pușcăriile să dădea. Și unii au judecat în mintea lor dintre frați și au zis, să fim înțelepți acum, ne facem că semnăm, doar Dumnezeu știe că noi suntem credincioși în inimă și că nu ne lepădăm, scrim că ne lepădăm, dar noi ne ducem acasă și ne vedem de pocăință. Alții n-au semnat și li s-au dat 25 de ani de pușcărie. Mie nu mi s-au spus încă asta, poate urmează. Lor li s-au dat real, nu verbal, nu amenințare și mâine s-au schimbat problema. Lor li s-au dat real 25 de ani de pușcărie. Și spuneau frață, care au rezistat. Într-adevăr, n-au făcut 25 no. de ani. Dumnezeu a vorbit că va veni vremea când vor fi eliberați. Mările lui. Era unul de pe la Horodnic, de undeva, și a zis, tu vei ține în mână cheile de la pușcărie și tu vei da drumul la frați. El a deschis celulele și a scos afară pe frați și le-a dat drumul. Dar au zis, când au venit acasă, cei care s-au lepădat n-au mai putut să ție pocăința. Ei au zis, noi în inimă rămânem pocăiți, noi nu ne lepădăm. S-au lepădat și lepădați au fost pentru totdeauna. Domnul să ne ajute, frații surori, să luăm bine seama acum. Amăgirea e pe toate liniile. Există o lucrare care merge la nivel de țară, paralel cu lucrarea lui Dumnezeu. Într-adevăr, proroci adevărați sunt foarte puțini la vremea actuală. Dar proroci mincinoși sunt cu grămada și eu vă spun, nu mincinoși așa din ăștia care vine și îți spune că tu cu cămașa roșie și a ta e albastră. Nu din ăștia. Proroci care îți spune cum te cheamă în buletin. Așa e, da. Proroci care îți spune numărul la ușă pe care vei intra la spital. Proroci care îți spune taine de să scutură cămașa de pe tine, de nu știi încotro să o iei. Oameni cu curvii după ei, cu nebunii, cu sodomii. Oameni care trăiesc în desfrâu de-a binelea, oameni care trăiesc în păcat de-a binelea. Și foarte mulți dintre noi mergem cu senzația asta. Dacă ți-o zis un adevăr, nu mai contează de unde. Dacă Pavel ar fi fost și el așa, ar fi luat-o pe ghicitoarea din Filipi cu ei la evangelizare. Nu? Mulți merg pe ideea asta, dacă le spune, dacă îi se adeverește, nu mai contează de unde. Și în Biblie a scris Iisus și a zis, după roadele lor îi veți cunoaște. Amin. Amin. Știți cum merge amăgirea? Mă uit așa, de exemplu, se spunea despre un bărbat la noi în zonă, acolo probleme cu el de una și de alta. Și se ducea la capătul celălalt de țară și îl punea cineva să se roage în adunare. Și a zis, zice, rugăciune ca asta... O zis, nici prezbiterii nu fac. Cum spun oamenii ăștia că omul s-a dus peste cap? Dar uitați-vă la cântăreți ăștia, la comercianți ăștia de casete. N-o cântat așa niciodată cum cântate. După ce s-a dus peste cap și răspunde afirmația, nu-i niciunul pe calea pocăinței din cântăreți ăștia care își vând casete. Nu-i niciunul. Toți îți duci peste cap, toți au probleme, toți au la nivel de familie, te sperii ce pocăință trăiesc. Și auzi că compun cântări, au și dar de compozitor după ce s-au dus peste cap. Și într-adevăr, rămâi și om al lui Dumnezeu, rămâi uimit ce cuvinte scot ăștia și scriu
Te gândești că să ține de mână cu arhanghelul Gavril ăla îi dictează cântarea și ăsta o scrie, așa te gândești? Și tineretul care cade în plasa asta, în masă astăzi, zice, cum să fie oamenii ăștia duși peste cap? Uite ce cuvinte în cântare, zice că vin din cer, de la Dumnezeu și le pun pe hârtie. Dar Dumnezeu n-a zis că semnele pentru oamenii ăștia e cântarea sau prorocia sau predica. Spunea mai înainte, se poate îmbrăca bine. Diavolul îmbracă așa de bine încât să iei ochii la toți. Dar Biblia o zis și rămâne în picioare asta. Valabil a fost pentru Fiul lui Dumnezeu, valabil a fost pentru apostoli, valabil a fost pentru toți oamenii Scripturii care au trăit vreodată și care se redați în Biblie și care au lucrat pentru Dumnezeu. O zis, după roadele lor, îți cunoaște, cântă frumos, îți vine să plângi, cuvintele parcă-s venite din cer, dar el trăiește în destrăbălane. Și vine Ioan și zice, cine-i zice bun venit? O, Doamne, ai milă. Să face părtaș? O, Doamne, nu cântări, mâine, poi mâine ai vrea să scrii și tu așa cântări. Dar trebuie să-ți iei un diavol după cap ca să poți scrie așa cântări. Nu? Mâine, poi mâine ai să vrei să predici și tu așa. Dar trebuie să dai mâna cu compromisul, să dai mâna cu cel rău. Și vine în psalm, psalmistul și zice, și vrășmașii Domnului sunt ca cea mai frumoasă pășune. Comparație, nu-i așa? Dar nu ca cea mai bună. Nu ca cea mai bună. Scrie în istorie că la vremea când a venit împărăteasa din Seba să-l încerce pe Solomon cu tot felul de întrebări grele, spune că una din ele a fost asta. I-a pus în față două flori identice la aspect. Una era artificială și una era naturală. Și l-a întrebat pe Solomon și a zis, spune-mi care din ele e artificială, făcută de mâna omului, și care e naturală, făcută de Dumnezeu. Și scrie în istorie că Solomon a deschis o fereastră și a venit o albină și i-a arătat care e floarea făcută de Dumnezeu. Și a zis, asta-i. Așa e în pocăință acum. Prorocii mincinoși sca florile artificiale. N-au pete pe ei că n-au prins ploaia în grădină. N-au venit gheața peste ei. N-au venit nu știu ce boli să-i afecteze într-un fel sau altul. Ei și peste 100 de ani, dacă o spel cu dero, e la fel de frumoasă, dar n-are nimic în ea. Ca în lumea virtuală, tineretul e prins de lumea virtuală. Peste tot e frumos, dar totul e zero, totul e nimic. Nu? Floarea naturală. E posibil să fi prins furtuna. E posibil să fi prins grindina. E posibil să fi prins atâtea și atâtea lucruri. Dar albina niciodată nu greșește. Acolo a făcut-o Dumnezeu să se ducă. Pentru că acolo e adevărata miere pe care o poți lua. Domnul să ne ajute, frați și surori, să înțelegem lucrarea de magie așa de bine pusă la punct. Vreau să spun în legătură cu predicatorii, unii își pun întrebarea, zic, cum să un astfel de predicator, păi un astfel de predicator, el n-are luptă. El cu cel ce lovește în frați, în poporul lui Dumnezeu, el îi de mână la adunare. Ăla lui nu-i face nicio luptă, ei sunt prieteni, el merge înainte fără nicio opreliște, la el nu bate vântul, nu bate furtuna, el n-are momente ca Ilie să zică, ia-mi viața, că nu-s mai bun decât părinții mei, n-are momente ca Ioan să zică, oare ăsta e Hristos sau să vii un altul, n-are momente ca Iisus să zică, să treacă paharul ăsta, nu-l pot să-l beau. Ei merg înainte, n-au nicio treabă, pentru că nu au luptă. Spun cuvinte de nu-ți vine să crezi, cum ăsta om să fie căzut? Oameni cu păcate de sodomie după ei, predică și prorocesc prin adunări, înșală o țară întreagă. Oameni cu amante și cu curvii după ei și cu nebunii, prorocesc, predică, fac ungeri cu un de lemn și așa mai departe. Toți au spus aici de rugăciune, da, da, rugăciune, rugăciune, dar unde te duci la rugăciune? Așa e, da. Spuneam unui frate de la noi din cetate, vezi că aud că umbli pe la rugăciune, pe la tot felul de cercuri de rugăciune. Bagă de seamă ca nu cumva să vii cu niște microbi într-o zi.
Sunt cercuri de rugăciune, să spunem așa, frați sinceri, care postez, plângă, să încercați prin familii. Mai face Dumnezeu câte o lucrare, mai face câte o minune, mai face câte o, mai dă câte o biruință. Dar la ăștia care trăiesc în neorânduială, minunile sunt la minut, așa ca fotografiile pe vremea lui Ceaușescu când se făceau la minut. Sunt într-o seară, m-am dus, mă durea spatele, am spus la frate să o ruga, mi-a luat durerea ca cu mâna și el îi penică el cu pocăință. Ăia care spun că îți trimiși de Dumnezeu, că schemați la fel, trăiesc în neorânduială. Și zic Dumnezeu să facă lumină în viața noastră. Amin. Amin. M-am gândit așa și vreau să închei, m-am gândit la o vreme grea în Israel, la vremea când Nemia o auzit. De acolo de unde era paharnicul împăratului, au auzit despre nenorocirea Ierusalimului. Au auzit că porțile sarse, că zidurile zdărâmate și poporul care este acolo au zis în cea mai mare nenorocire. Spune Biblia că pe Nemia în primul rând l-a durut. Văd oameni în zilele în care trăim, ne spun așa superficial, artificial, lucrarea Duhului Sfânt ar trebui. Când îl bagi la rugăciune, parcă l-a legat diavolul de gură, nici nu se poate ruga și el ne spune de minuni și de lucrarea Duhului Sfânt că ar trebui să fie. Mi se pare că se joacă mult teatru. Mi se pare că se joacă mult teatru. Oameni care îți spun de lucruri, de nu știu ce, și când îi vezi, când îi vezi starea lor, când îi vezi că sunt aproape morți, că vreau să vă spun, frați și surori, la predică poți învăța să predici după capacitățile intelectuale care le avem acum, după atâtea școli, poți învăța să-i învârți pe oameni. Noi cunoaștem situații de felul ăsta. Să cânți, poți învăța să cânți, că nu să se înfundă chitara dacă păcătuiești. Spuneam într-o adunare. Dar să te rogi, nu mai poți învăța să te rogi. Dacă inima ta e așa că acum stau o piatră de moară pe ea, pentru că în urma neorânduielilor în care trăiești și în urma compromisurilor pe care le accepți în viața ta și de față cu frața ai vrea să pozești și să arăți că ești drept altul acolo, nu mai poți învăța să te rogi. Numai dacă cumperi de la ortodox o carte de rugăciuni și vii și ne citești și nouă o rugăciune de acolo, de a unui preot care a trăit cândva. Dar nu poți învăța să te rogi. Nu ipocrizie, mărire să spunem viață de rugăciune, să strigăm, să ne rugăm. Și noi nu ne putem ruga în adunările în care suntem. Spuneam la frață în guști, vezi sora mare neprihănire, batică în față, nu știu ce face. La rugăciune nu se poate ruga. Și eu vreau să spun în ziua aceasta să se audă, baticul nu ține loc de rugăciune. Dacă răutatea e în inimă, baticul, nu te acoperă că ți-i răutatea în inimă. Dacă trăiești în neorânduială, dacă nu asculți de Evanghelie, baticul, îmbrăcămintea, nu ține loc de asta. Îl așare locul lui. Îl încuvințez și zic, trebuie. Că ne spun filozofii, zice, ai că nu stă pocăința în batic. Zic, n-am atâta minte să spun că stă în batic, stă sub batic. Baticul n-are pocăință în el, în sine. Dar sub batic, ăla care stă sub batic, dacă are pocăință, pocăința stă în el. Amin. Lăudați să fie numele Domnului. Amin. Am întâlnit situații și cazuri. Mamă care nu dă de mâncare la copii. Dar cu batic în față. Îi pe calea îngustă. Oameni care nu-și educă copiii când îi scot între oameni, zic că scăpați din junglă. N-au nici cele mai elementare lucruri. Da, noi suntem pe calea îngustă. Doamne, ajută-ne să mergem pe calea îngustă. Amin. Dar nu lăsa ca diavolul să ne orbească. Amin. Deschide-ne ochii să vedem. Amin. Trezește-ne la realitate și ajută-ne, Amin, să ne pocăim. Ca să rămânem în picioare. Pentru că vreau să spun pentru zilele și anii care ne stau în față, să nu ne cuprindă frica. S-au ridicat teologi, nu-mi pasă. S-au ridicat proroci de toate felurile, s-au ridicat făcători de minuni de toate felurile. Întrebarea se pune dacă caz în fața unui proroc nelegiuit și zici că e de la Domnul lucrarea și cuplezi cu el, ce ai să faci când ai să vezi că se coboară foc din cer în fața oamenilor? Scrie în Biblie? Da. Ca să înșele pe toți locuitorii pământului și zice Biblia acolo chiar pe cei aleși. Să nu cădem în extrema
că nu credem ce scrie în Biblie, că hulim totul, că desfințăm totul, dar să nu cădem nici în asta. Să avem în viața noastră lumină de la Dumnezeu și să cerem în fiecare zi, Doamne, dă-ne călăuzire, dă-ne lumină, nu ne lăsa să umblăm pe întuneric, nu ne lăsa să umblăm într-o parte și alta, luminează-ne viața. Amin. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Spuneam din Fapte 19, un lucru am vrut să mai amintesc și să închei. Acolo zice că Pavel le-a vestit și eu vreau să spun din ceea ce am citit, Pavel nu desfințat ce-a făcut Ioan. Ce-a zis Ioan, v-a botezat cu botezul pocăinței. Și Pavel nu le-a spus să căutăm apa și mai înființăm un botez, vă mai botezăm o dată ca să fiți în caldea bine botezați. Și Pavel a zis, Ioan spunea, încă nici nu a zis de la el, că el nu a fost în lucrarea lui Ioan. Un cuvințat ce-a zis Ioan, o parafa și-a zis, Ioan spunea că vine unul după el care botează cu Duhul Sfânt. Și Pavel asta le-a propovăduit și ei au fost botezați în numele lui Iisus. Aici e problema de o virgulă. Când au auzit ei aceste lucruri, nu spune Biblia că au zis vreo unul, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat, nu zice că au adus cada acolo, nu zice că nu amintește nicăieri, dar noi suntem învățați să citim printre rânduri. Ce nu scrie, noi credem că scrie. Nu? E vorba de o virgulă acolo. Când au auzit ei aceste lucruri, au crezut și au fost botezați în numele Domnului Iisus când și-au pus Pavel mâinile peste ei, au primit Duhul Sfânt. Sunteți de acord că botezul cu Duhul Sfânt îi botez în numele lui Iisus? Da, e în numele lui Iisus. Ioan a zis, Iisus ăla care botează cu Duhul Sfânt, dar nici pe Dumnezeu Tatăl nu putem scoate de aici. Că pe Iisus să boteze cu Duhul Sfânt, Dumnezeu l-a trimis și Duhul Sfânt este cel care face Amin, lucrarea. Doamne. Și ăștia trei sunt în lucrarea Amin. Lor și acolo. Lăudați să fie numele Domnului. Amin. Vreau să spun că la nivel de țară s-au ajuns la multe încurcături pe linia asta. Oameni care i-au mai botezat odată, oameni care i-au mai botezat odată că nu-i bun botezul nu știu unde și așa. Și unii din ei au încurcat lucrurile rău de tot. Am auzit undeva într-o regiune din țară că s-au trezit la un moment dat cu doi, cel puțin un caz sau două, între ei. Au venit oameni care au luat botezul în bazin, s-au dus peste cap în curvie și vrășmașul le-a băgat ideea asta falsă. Duceți-vă la oamenii ăștia și spuneți-le că voi nu sunteți de acord cu botezul în bazin și de fapt voi de asta n-ați putut ține pocăința că botezul nu a fost bun, nu s-a zis bine, verbal, gramatical, nu s-a zis bine la botez. Voi trebuie botezați numai în numele lui Iisus. Doamne. Sau numai în apă. Atâta-i tot. Asta-i neprihănirea. De te-ai botezat în apă curgătoare, poți să ai nebunii în cap cât vrei. Și poți să trăiești cum vrei, că nu-i nicio problemă. Și ăștia exact ca la Gabaon. Nu i-au mai întrebat de ce vin să se boteze. Ei au zis pentru Domnul Dumnezeul tău, noi cu pâinea mucegăită, uite aici cu pantofii rupți. Ei aveau pantofii rupți că veneau de la curvie. Și i-o luat în brațe, ușor, i-o botezat încă o dată și uite așa s-o trezit cu niște curvari botezați în ei cu două botezuri care n-au nicio treabă cu pocăința. Și eu vreau să spun în ziua aceasta, cine-și permite să schimbe ce-o zis Dumnezeu în Biblie, într-o zi va fi tras la socoteală. Dumnezeu a zis un singur botez. L-am întrebat pe cineva, dacă l-a întrebat, să spunem, cel ce l-a botezat pe ăla, l-a întrebat, crezi, cred, zic tu acum cel mai întreb, te lași de pocăință, cel mai întreb, îi mai dai altă botez. Adică lucrarea lui Dumnezeu e loc de teatru, e loc de scene, e loc de tot felul de nebunii câte ne trec prin cap. Nu, nu, nu. Iisus a venit din cer și s-a încadrat în ceea ce-i scris. Un singur botez. Lăudat să fie numele Domnului. O venit din cer și s-a încadrat în ceea ce-i scris. Toți oamenii Bibliei s-au încadrat în ceea ce este scris. Și spuneam astăzi, Pavel susțin că nu le-a mai dat la Efes încă o dată botezul. Unii așa au zis, ăsta e botezul, Ioan le-a dat botezul pocăinței, Pavel le-a dat alt botez. Care alt botez? Botezul pocăinței înseamnă asta, nu? Ioan a propovăduit botezul pocăinții. Iisus a propovăduit asta. Apostolii au propovăduit asta. Lăudați să fie numele Domnului. Amin. Și zic Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute în vremea asta. Amin.
Doamne, suntem în luptă, e așa de greu. E atâta amăgire, s-a atâtea portiți, s-a atâtea lucruri. Doamne, luminează-ne, sfătuiește-ne, ajută-ne să ne curățim viața și inima. Nu-i alta soluția, nu te gândi că dacă ai să participi la mai multe rugăciuni, la mai multe prorocii, la nu știu unde, dacă ai să citești nu știu cât în Biblie, ți se curăță viața. Dacă ne curățim de ceea ce suntem afectați, o să ni se deschidă ochii și o să vedem de sușit. Și om putea sta în picioare în vremea asta care ne stă în față până la sfârșit. Amin. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin. Am ajuns într-o localitate